Îi mulțumesc doamnei Sandrei Calneiete, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, responsabilă de politica de vecinătate, prezența căreia la Chișinău în această zi simbolică este un gest al prieteniei pe care ne poartă. Iată că de un an deja și mai cu seamă de la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, din noiembrie 2013, Republica Moldova și Uniunea Europeană au tot multiplicat ocaziile de a marca apropierea tot mai strânsă dintre ele. Parafarea acordului de asociere în noiembrie 2013, intrarea în vigoare a regimului de vize în aprilie 2014, semnarea acordului de asociere în iunie 2014, ratificarea acestuia de Parlamentul Republicii Moldova în iulie anul curent, urmată de ratificarea acordului în parlamentele unui șir de state membre ale Uniunii Europene, precum ar fi România, statele Baltice, Bulgaria, Malta, Slovacia, vizita de acum câteva zile a prietenului nostru Johannes Hahn, comisarul european pentru politica europeană de vecinătate, și negocierile pentru extindere și anunțarea de către acesta susținerii financiare de mai mult de 400 de milioane de euro pe care ne vor acorda Uniunea Europeană în următorii 3 ani de zile. Și în sfârșit, chiar în această zi, ratificarea acordului de asociere în Parlamentul European. Acest eveniment comportă o importanță cu totul deosebită pentru mine. Aș vrea să fac câteva precizări vis-a-vis de această ratificare. Pentru ratificare au votat 535 deputați europeni, 94 s-au pronunțat împotrivă și trebuie să menționez că comuniștii europeni au votat împotriva parcursului european al Republicii Moldova și 44 de abțineri. Cu toată această constatare vis-a-vis de cei care au votat împotrivă și abținere, rezultatul este unul extraordinar de bun, care demonstrează această unitate a Parlamentului European, care reprezintă țările europene vis-a-vis de susținerea Republicii Moldova în parcursul său european. Aș vrea să mai menționez că astăzi a fost aprobată și o rezoluție a Parlamentului European pentru Republica Moldova, la fel de importantă, în textul căreia este transmis un mesaj foarte clar, că acordul de asociere nu este ultima etapă în procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Și că Republica Moldova, având în vedere articolul 49, are dreptul de a deveni țară membră a Uniunii Europene. Este un lucru foarte important pe care trebuie să-l menționăm. Astăzi, Parlamentul European este cel care spune cetățenilor moldoveni, iată drumul pe care trebuie să-l urmați pentru a construi un viitor comun, un viitor european. Acest eveniment este important deoarece demonstrează întreaga dimensiune umană a proiectului european. Europa unește popoarele, nu le divizează. Aceasta este marea lecție a istoriei construcției europene, scrisă pe dărâmăturile celui de-al doilea război mondial și ruinele zidului de la Berlin căzut acum 25 de ani. Iată proiectul la care Republica Moldova vrea să participe plenar. Iată obiectivul pe care și l-a fixat Partidul Liberal Democrat din Moldova. Europa unește oamenii, respectându-le diversitatea și construiește un spațiu al păcii, libertății, stabilității, prosperității și justiției. Moldova și-a făcut alegerea pentru Europa nu din rațiuni ideologice, ci din convingere, căci Moldova împărtășește cu Europa aceleași valori, aceeași moștenire, aceeași cultură și este foarte firesc să împărtășim și același destin. Partidul Liberal Democrat din Moldova
a fost dintotdeauna vârful de lance al integrării europene. Partidul Liberal-Democrat din Moldova este încarnarea proiectului european în Moldova. Partidul Liberal-Democrat din Moldova va rămâne motorul integrării europene și în anii următori, având drept obiectiv ambițios aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, care a venit în Moldova săptămâna trecută, ne-a spus foarte clar: realizarea acestui obiectiv nu depinde decât de noi și de politicile care vor fi implementate după alegerile din 30 noiembrie. Moldova nu are dreptul la greșeală. Noi știm care este prețul devierii de la destinul natural al unei țări. Eu nu vreau ca Moldova să sufere așa cum au suferit și cum suferă prietenii noștri ucraineni. Iată de ce alegerile din 30 noiembrie sunt decisive pentru viitorul țării și în special pentru viitorul său european. Alegerile este mai mult decât clară și această alegere trebuie să fie una masivă. Este unica modalitate prin care vom putea continua reformele pe care le-am lansat. Construirea infrastructurii, reforma educației, poliției, justiției și multe alte reforme atât de necesare țării. Programul Partidului Liberal Democrat din Moldova este simplu pe înțelesul fiecăruia. Este un program în același rând foarte serios. Este un program responsabil. Și este important ca acordul de asociere să fie implementat. Dacă doriți, acest acord de asociere este o foaie de parcurs a Republicii Moldova. Pentru mine, personal, nu este nicio diferență între cei care vor să denunțe acordul și cei care vor să-l renegocieze. Acest lucru nu este posibil. Denunțarea acordului sau solicitarea renegocierii sale ar fi echivalentul trădării vocației europene a Moldovei și îi va slăbi poziția pe scena internațională. Și un ultim element la final. Prezența Sandrei Calniete alături de mine astăzi este de asemenea una simbolică. Doamna Calniete întruchipează de minune promisiunea europeană. Ori dumneiei era ministrul de externe al Letoniei când țara sa a aderat la Uniunea Europeană. Pentru ca să devină apoi primul comisar european al Letoniei. Promisiunea europeană este un lucru concret pe care îl putem măsura doar privind calea parcursă de țările care au aderat la Uniunea Europeană. Letonia, Sandrei Calniete și alte țări baltice, Polonia, România, Bulgaria, anume acest viitor ne-l doresc pentru Republica Moldova. Moldova nu este condamnată să rămână la porțile Europei. Fiecare trebuie să realizeze consecințele alegerii care îi va fi oferită pe 30 noiembrie. Europa pentru Republica Moldova nu are alternativă. Tot ceea ce vă propun adversarii integrării europene nu vă face decât să confunde Moldova în haos. Această opțiune nu pot decât să o resping și știu cât de mult Moldova poate conta pe partenerii săi europeni. Iar Partidul Liberal Democrat din Moldova, pe susținerea Partidului Popular European, pentru că face ca țara noastră să progreseze pe calea integrării europene. Și în final, data de 30 noiembrie este o dată extrem de importantă pentru Republica Moldova. Așa cum spuneam, sunt alegeri decisive. Sunt cele mai importante alegeri parlamentare din țara noastră de la proclamarea independenței încoace. Alegeri care urmează să ofere un răspuns clar ce se va întâmpla cu țara noastră pentru perioada viitoare. Însă până în data de 30 noiembrie, avem data de 16 noiembrie, atunci când românii își vor alege președintele. Partidul Popular European, parte a căruia face Partidul Liberal Democrat din Moldova.
sprijină necondiționat candidatul Partidului Popular European, Klaus Iohannis. Și în acest sens, fac un apel către toți cetățenii Republicii Moldova care au cetățenie română, în primul rând să meargă la alegeri și să voteze pentru un președinte al României care face parte din marea familie politică al Partidului Popular European, care cu siguranță împreună vor oferi soluții pentru România, dar foarte important și pentru Republica Moldova.